Astăzi, în jurul orei 14, a avut loc un accident rutier. Evenimentul rutier s-a produs între sâmbăta de jos și sâmbăta de sus și au fost implicate două autoturisme. În urma accidentului au rezultat două victime conștiente. La fața locului s-au deplasat o autospecială cu apă și spumă, un echipaj smurd și o ambulanță saj. Cele două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spitalul din Făgăraș.